Chiar dacă legislativul se întrunește în ședință pe data de 29 decembrie, partidele pro-europene deocamdată nu au format coaliția de guvernare. Discuțiile continuă. Liderii PLD-MPD și PL recunosc că negocierile au ajuns la etapa în care apar anumite neînțelegeri pe diverse domenii și subiecte, anumite animozități între cei trei parteneri de alianță. Totuși, dacă întrevederile sunt departe de ochii presei și ai societății civile, procesul de negocieri nu a fost întrerupt niciodată. Neliniște politicienii. Se discută tot, începând de la formarea guvernului, mecanismul de funcționare a noului executiv, reformarea justiției, până la partajarea celor mai importante instituții în stat. Întrebați dacă până pe data de 29 decembrie vom avea o coaliție de guvernare. Șefii partidelor pro-europene ne-au dat asigurări că aceasta va fi creată, iar cetățenii vor fi primii care vor afla despre acest lucru.